Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Bun venit la videoclipul nostru despre 5 lucruri neștiute despre Angola, peisaje naturale impresionante. Angola este o țară cu peisaje naturale diversificate și uimitoare. De la plajele cu nisip fin ale coastei atlantice la pădurile tropicale luxuriante din interior, precum și către canioanele adânci și cascadele impresionante, Angola oferă o gamă variată de atracții naturale pentru exploratori. Parcul Național Kisama. Parcul Național Kisama este un paradis pentru iubitorii de natură și viață sălbatică. Acesta este situat în apropierea capitalei Luanda și este casa unor specii impresionante, cum ar fi elefanții, girafele, lei și hipopotamii. Safariul în acest parc oferă o experiență memorabilă într-un cadru natural spectaculos. Câmpurile de diamante. Angola este cunoscută pentru rezervele sale bogate de diamante. Aceasta este una dintre cele mai mari țări producătoare de diamante din lume. Pentru cei interesați de minieritul de diamante și de istoria lor, Angola oferă o perspectivă unică și interesantă. Cultura diversă. Angola are o cultură vibrantă și diversă, cu influențe portugheze, africane și braziliane. Muzica, dansurile și festivalurile tradiționale sunt parte integrantă a vieții angoleze. Ritmurile kizomba și semba sunt celebre în întreaga lume și vă pot captiva cu energia lor contagioasă. Istoria colonială. Ca fostă colonie portugheză, Angola are o bogată istorie colonială. Orașul istoric Luanda este punctat de clădiri coloniale impresionante și de muzee care oferă o perspectivă asupra trecutului țării. Vizitatorii pot explora fortărețele vechi, precum Fortaleza de São Miguel și alte monumente istorice importante. Acestea au fost 5 lucruri neștiute despre Angola. Sperăm că v-ați distrat și ați învățat ceva nou. Vă mulțumim pentru vizionare!